Dacă mergi la o terasă în stațiunea Mamaia, riști să pleci bătut de angajații restaurantului dacă îndrăznești să spui că este ceva neregulă cu nota de plată. A pățit-o o tânără sâmbătă seară în momentul în care, spun martorii, ar fi refuzat să plătească nota pentru că ar fi fost câteva neconcordanțe între comanda făcută de aceasta și suma pe care ar fi trebuit să o plătească. O, sunt cu spătări, 15 inși? De ce, n-a vrut să plătească nota? Sau? Nu știu, că am și un trece și am văzut că m-au părut, o viadă, niște palme, erau cum niște bărbați. Așa conducere, așa angajați. În momentul în care unul dintre reprezentanții terasei a observat că echipa Litoral TV filmează evenimentul, a încercat să-l bruscheze pe operator și să-l determine să nu înregistreze ce s-a întâmplat, deși acesta nu se afla în incinta terasei. Ce ai văzut? Nu puneți mâna pe ce cameră. Ce ați văzut, doamne? Cum spătarii dumneavoastră bat o femeie. Nu, fata aia a bătut o altă fată. Să vedem ce s-a întâmplat, e drogată, moartă. Păi și ospătarii dumneavoastră... Nu, dar veniți să vedeți ce a făcut aia, cu scandal. Au luat-o la palme. Cu scandal, pur și simplu, domnișoara. Cu scandal, pur și simplu, s-a bătut aici fata aia. E drogată, sunt două femei. Ce credeți, cu băta așa de comandă? E drogată, pur și simplu. În zona au ajuns imediat și polițiștii care vor trebui să facă lumină în acest caz.